da, suntem în direct. Da, suntem în direct în City Break la București FM. Este un moment emoționant că voi fi folosită. Crina este alături de mine. Crina este alături de mine. Da, încet încet încep copiii să vină. E adevărat și sunt sinceră în momentul ăsta. Sunt 2-3 nori și din cauza acestei chestiuni, iată, parcul este mai mult plin decât gol. A, pardon, vreau să zic că invers, da, n-am ieșit exact cum trebuia. Deci la 2-3 și Crina o să-și înceapă povestea. Unde e bunicuța? Bunicuța încă sporă, e puțin în valiză. Așa că o să am nevoie de tine pentru început. Dacă nu te super, vrei să fii păpușa mea? Oh! Vrei să mă așezi în genunchi? Oh! Vrei să fii păpușa mea? Cât de, băiat, mult dar... cât de mult să-ți doresc să auzi lucrul ăsta. Da, probabil chiar să... și cu mai mult lui Antonio, magicianul, dar să... Vreau să fiu păpușa ta, lasă că mă obișnuiești așa, vreau să fiu păpușa ta. Bine, bine, Mirela, din momentul acesta nu trebuie să mai faci absolut nimic sau să zici absolut nimic. Cam greu, dar o să încerc. Sunt convinsă, dar o să vorbesc eu pentru tine de data asta. Ești pregătită? Te rog frumos să-i salut pe toți fanii tăi și pe toți ascultătorii București FM. Salut, salut, salut tuturor! Se înțeleg că te simți foarte bine. Oh, da, 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 este o voce fantastică. Dintotdeauna mi-am dorit o voce ca asta. Da, da, da. Îți place, îți place asta, nu? Oh, da! Ești un pic supărată. Da! Ești nervoasă. Da! Nu, Mirela, te enervezi eu? Da! Vrei să plec? Da! Păi nu, tu m-ai chemat! Nu, nu, nu! Vreau, aș vrea să fac ceva ce nu am mai făcut niciodată la radio. Da, da, da! Ce o să faci? O să cânt! Stai un pic! O să cânt! Da, 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 da! O să cânt? Da! Ok, ce o să cânt? O arie! O arie? Wow! Muzică clasică! Da, 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 da! Fiți atenți, Lola, să-mi încălzesc vocea! La, la, la! La, la, li, la, lu! La, 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 la! La, 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 la! La 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 la. Te simți bine? Am răgușit. Bun, vrei să te oprești aici pentru că tu trebuie să continui emisiunea? O, da, da, te rog, da. Super, 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 mersi mult, Mirela. Poți să zic ceva? De cinci, da, cum poți. Incredibil, mai am ruși. Puțin, dar mai am, nu? E tot... Este aici, că ți-l pot aloc. Deși a fost un oscum, mi l-a luat pe tot, a fost incredibil. Ideea este că cel care stă în locul meu trebuie să mimeze totuși sau ceva. Neapărat. Sau nu neapărat. Este destul de haios când... gura spune ceva, mm-hmm. Da, pe gură spune ceva, iar limbajul corpului este total în contradicție cu ce se întâmplă, da. Da. Crina, rămâne cu voi, rămâneți și voi cu ea. Mulțumesc foarte mult. Eu mai am aici pe bunicuță, o să încerc să o trezesc, sper că s-a oprit din sfărăit. Mirela, o secundă, stai să văd. Da, 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 da. Crina tocmai povestea, dar eu am luat-o de moment cu emoția la mine, am uitat că trebuie... S-a trezit. Se vede fundul. Gata, nu, nu, gata, se vede nimic. Nu, vai, gata. Vai, gata, gata. Vai, dar ce rochită drăguță are. Ah, salut, salut. Bună, bună dimineața. Bună. Să știi că vocea ta a trezit. Mulțumesc frumos. Cu plăcere, vocea ta răsună. Știam că sunt o amabilă. Ah, salutare tuturor, ce faceți? Sunt convinsă că sunteți fantastici, sunteți treziți la ora aceasta, vă aștept aici în far, da, 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 lai, să mă vedeți. Bun, bunicuță, ia spune-mi, ești fericită că suntem aici? Da, da, sunt tare fericită și aș vrea să fac o demonstrație în fața tuturor. Ce vrei să demonstrezi? Aș vrea să vă arăt puterile mele supranaturale. Ai puteri supranaturale? Da, nu știai? Nu, ce fel de puteri? Cum, ce fel de puteri? Dragă, eu știu ce se întâmplă în jurul meu, chiar dacă sunt ținută sau legată la ochi. Nu cred așa ceva, te rog frumos să închizi ochii. Ce ai zis? Am zis să închizi ochii. Ce ai zis? Să închizi ochii? Dragă, eu nu pot să închid ochii. E din construcție. Mai am vrut? Da. Okay. Ok, atunci o să rog pe cineva să te țină la ochi sau să te țin eu la ochi. O să te țin eu la ochi. Antonio, ce faci? L-avem aici pe magicianul Antonio alături de noi. Bun, Antonio, vai ce mică mă simt. Neața, Antonio. Hei, Antonio. Da. Antonio, cum era aia? Hagaldo. Antonio, arăți grozav în dimineața asta. Ridică și tu un dege, două, trei, câte ai, câte vrei, câte hoți. 5, ok? Nu, să nu zici. Ideea e că eu, deși sunt ținută la ochi, o să ghicesc câte degete arăți. Bun. Ok, ești pregătit, Antonio? Haideți să văd, vede toată lumea care este live cu noi. O să mă concentrez, Antonio, arată în acest moment liniște. O să-ți arăt că și eu sunt magiciană. 3 degete!
Wow, super, super, super. Antonio, te rog să complici un pic jocul. Fă o acțiune, fă o acțiune, fă ceva greu. Ok. Bă, dar nu foarte greu. Haide, vreau să văd dacă într-adevăr ai asemenea puteri. Ok. Supranaturale, ai, Antonio. Bunicuțo, ce acțiune a făcut Antonio în acest moment? Antonio? Antonio? Ah, Antonio, te folosește ca să-și sprijine cotul. Okay, da, incredibil, dar cum reușești? Să-și sprijine cotul. Hei, dragă, sunt talentată. Salut, Antonio. Stai, așa. Se zice săru una. Bună ziua. Și sărută una. Ok. Așa, dragule, gata, du-te, e momentul meu. Ok, mersi mult, Antonio. Plăcerea mea, Antonio. Așa, asta a fost bunicuța mea, dar o frumos să ții la vedere de la ascultătorii noștri și de la cei care sunt live cu noi pe Facebook și pe site. La revedere, la revedere, dragilor. Și ce să vă zic, dați like acolo pe Facebook, da, și urmăriți-ne în continuare pe București FM, ascultați-ne. Acum eu cu cine vorbesc, cu Crina sau cu bunicuța? Aș spune cu mine, dar de obicei bunicuța îmi cam ia fața. Bunicuța. Așa este, pentru că uitați-vă la mine, sunt sexy, iar Crina este ștearsă. Am o întrebare, pantoful, celălalt pantof, unde l-ai pierdut? Nu l-am pierdut, l-am lăsat acasă, pentru că eu sunt o cenușăreasă, veșnic în căutarea prințului. Am înțeles și bănuiesc că asta ar trebui să se întâmple, să vină prințul. Să-ți aducă da, pantof. Eu îl tot aștept, dar el nu mai vine. Și mai am o altă întrebare, ultima. Zi, coafiura unde, când, ultima dată, când a fost acasă, efectuată? Acasă, dragă, cu bigudiuri. Încă pe formula veche. Exact, și că acum mai sunt alte, că ți întreb sfărul cu placa, mai ai o altă placă pe care, cu care ți-l ondulezi? Nu. Nu, eu mi-l întreb cu placa, bunicuța este pe bigudiuri foarte... Fiecare, da. Ca da, pe vremuri clasic. Da, și uitați-vă la mine cum arăt și uitați-vă la ea. Hai mă, bunicuță, taci, sunt elegenică, da? Da, și îmi place mult și îmbinarea de culori albastru cu roz, este absolut fantastică. Desigur, sunt o fashionistă, da. O, fashionistă, nu? Da, ai stil, are stil, da. Crina, noi îți mulțumim tare mult pentru momentul pe care l-ai și creat, a fost absolut superb. Cum e, vreau să mai întreb un lucru, cum e munca cu copiii? Că până la urmă e un lucru cu copii, nu orice-i face aici e o chestiune interactivă, nu s-a putut întâmpla acum pentru că e un nor. Vremea nu ține da, cu noi. Da, ar fi trebuit să vorbesc și cu norul. Eu încă sunt în pustiță, în tricoaș, în cerc și eu într-o rochiță tare drăguță. Haideți copii, uite, a venit o fetiță. Bună! Bună, fetelor! Bună! Vreți da. Să rămâneți alături de noi? Super grozav. Fantastic. Noi îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Și să ai mult succes în continuare. Și eu te pupăm, la revedere. Succes, pa, dragii mei, suntem în Orășelul Copiilor. Aplauze, da, chiar aplauze pentru bunicuța. O să vedem cum facem pentru momentele următoare, pentru că mua! Ce gură mare ai, bunicuțo. Desigur, ca să înghit mai bine. Ca să te înghit mai bine. Da, mulțumim Crina încă o dată. Mulțumim bunicuța, la revedere și pe alte dăți. Și multă baftă în spectacole, mult succes. Chiar mă uit în ochii, poți să-i aranjez. Așa, gata, că da, e ok. Vezi, da. Și zuluful ăsta de aici ar putea fi dat la o parte. Mulțumim, te rog frumos, pot să-mi fac și eu numărul acum? Da, hai, mulțumesc, hai, te rog, la revedere. Chiar te rog. Dragii mei, bunicuța nu vrea să ne părăsească. Nici noi n-am lăsat, de fapt de aici a pornit toată chestiunea, n-am lăsat-o. Tocmai de aceea, în drumurile ei, în pasul ei către ieșire, ghișce, a dat de magician. Da, mi-am găsit păpușă, cea mai înaltă păpușă pe care am avut-o vreodată, o păpușă masculină desăvârșită. Iartă-mă un pic, trebuie neapărat să intrați pe site-ul nostru bucureștefm.ro, pentru că dacă nu intrați pe cuvântul meu de onoare, pierdeți momentul vieții, este chiar o păpușă de adevăratelea, o pun una pe ea, o simte la, da, are puls la gât, are puls la mână, s-a stricat ceva la dinte. Nu s-a strigat nimic la dinte. Nu este, lipsește cu desăvârșire. Cu ce ocazie, cum l-ai adunat? L-am întrebat, wow, Antonio, ce bine arăți, ce înalt ești. L-am întrebat și pe el, sper să nu te super vrei să fii păpușa mea. Iar Antonio a zis, da. Deci la tine e o chestie, am crezut că e doar pentru mine. Da, ok, asta e viața. Eu am avut un gând, viața a avut altul, ok. Când s-a ridicat Mirela, nu m-am putut abține, îmi pare vrei rău. Să fii prințul meu? Ei, da, desigur, după acest n-are moment, ce să facă, da. Și al tău. Da. Ia spune-mi, Antonio, te simți bine? Este totul în regulă? Da, e grozav, e fascinant, da. Wow,
desigur, e totul ok, da? O, da, toată viața am visat să fac asta, da, da, da. Ce bine că ai venit, Crina, aici, aici și ne-am întâlnit, da, da, da. Ok, 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 oprește, uite-te un pic la mine. Antonia, ești un magician foarte bun, te apreciez enorm. O, știu, știu, hai, lasă, lasă, eu știu că sunt fantastic, dar ce nu știe toată lumea este că sunt și un dansator extraordinar. Pe bune, da, da, da. Și chiar aș vrea să vă arăt chiar acum live câteva mișcări. Vrei să ne arăți câteva mișcări? O, da, da, muzică, muzică, vă rog, orice muzică, orice muzică, eu improvizez, sunt extraordinar. Muzică pe bune, da, da. Fiți atenți, o să mă pregătesc, o să mă concentrez, mă concentrez. Trebuie să cerem neapărat o melodie să-l punem să danseze, nu așa. Hai să ascultăm muzică. Ia să vedem ce muzică, ce muzică. O să mă concentrez. Trebuie să ne mai intra ceva între timp. Ceva ceva între timp. Da, chiar aia acolo. Deja se aude. Acolo. Și acum una stâncă. Și acum vă rog să fiți atenți la mișcarea mea de show. Wow, mișcare de foarte bună. Pot să încerc eu? O, da, shake it, shake it, shake it. O, da, o, e să dansăm, să ne distrăm la bucură. Da, 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 mai cu tine, mai cu tine. Ia, haide, toată lumea să ne distrăm cu mine. Desenvolvendo o mistério do cis. No firmamento onde será que essas luzes. Morra Chico do soberano. Aplausos! Bravo! 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 Tá, a capa puxa mais rápido. Não sentindo antes do seu amor. Cu Antonio ne întâlnim imediat după ora 11. El încearcă magia de pe la 9, de când a venit cu soarele. Nu prea ți-a ieșit de data asta, dar poate cine știe la 11, după, măcar o rază, da? Dacă nu mai multe, două, trei. O să rog pe Mirna să se uite la cer, care ochi al hoaște. City Break la București FM, continuăm, dragii mei, suntem în orășel. Noi vă așteptăm încă. Ar fi așa o idee curajoși să vină în parc până la urmă. În câteva minute, în City Break, avem știri. Noi rămânem împreună în orășel. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.